cum să-ți alegi facultatea tu, hmm. nu părinții. Oh. Asta da, e distractivă. În primul rând, you need to own yourself. Ceea ce e destul de dificil, înțeleg, lucrez cu foarte mulți tineri și văd cât e de greu să te impui în fața familiei căreia simți că îi datorezi foarte multe. Și într-adevăr, părinții noștri sunt niște minunați, au cele mai bune intenții pentru noi. Doar că ei cred că noi putem funcționa în lumea asta nouă cu regulile după care au trăit și ei acum 20-30 de ani. And that's not working anymore. Așa că, în momentul în care trebuie să-ți alegi direcția de viitor, în primul și în primul rând, fă research la greu, conectează-te cu, nu știu, studenți la facultățile pe care tu le iei în calcul, pune întrebări, o tonă, încearcă să vezi cum arată carierele oamenilor care au terminat facultățile de profil. Fă research, 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 research și așează-te la masă cu părinții tăi, explicându-le ce ți dorești tu de la viață, ce te face fericit, fi cât se poate de asumat sau asumat în fața lor și adule niște argumente foarte concrete de ce facultatea pe care o alegi, vrei tu să o alegi, este mult mai concludentă decât cea pe care o cred ei necesară pentru tine. State your case. Știi? Faci faculty pitch, nu business pitch, dar trebuie să ai super argumente în fața părinților tăi. Acum, na, mai sunt și momente când nu să fie de acord și tu va trebui să alegi, trăiești viața mea sau viața părinților mei.